revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, discuția din această seară este în jurul singurului partid local din județul Buzău, Inițiativa Pătârlagele se numește, iar invitații mei din această seară sunt domnul Constantin Mircică și doamna Nicoleta Ungureanu. Domnul Mircică fiind de altfel și candidatul pentru primăria Pătârlagele, vă spuneam și vă rugam să rămâneți alături de noi, pentru că mi-am propus să vorbim un pic despre programul pe care Inițiativa Pătârlagele îl propune oamenilor din zonă și observ, domnule profesor, că domeniile de intervenție sunt foarte bine stabilite și proiectele, mă gândesc, că vor fi pe măsură, pentru că spuneați, nu e vorba despre un mandat, e vorba automat despre două mandate, timp în care să puteți să duceți la îndeplinire și să puteți implementa proiectele la care v-ați gândit. Despre ce ar fi sau care ar fi proiectele mari de amploare pe care le propuneți oamenilor? Da. Este clar că nu puteam și ar fi nerealist să spunem că acest program politic o să-l putem implementa doar într-un singur mandat. Pentru că nu poți să vii și să spui într-un an de zile voi face ce nu s-a făcut nimic în 30 de ani. Aș minți să spun lucrul ăsta, dar clar că nici n-aș fi credibil. Însă toate proiectele și toate acțiunile noastre sunt coordonate în funcție de programele de dezvoltare pe exercițiu financiar 2021-2027, aproape toate, și de aceea și în pliantul pe care îl avem în față sunt trecute aceste domenii de intervenție și principalele proiecte. Clar că vor fi și proiecte mici, punctuale, adică nu poți să treci că facem nu știu ce trotuară, nu știu ce localitate sau nu știu ce punte sau mai știu eu ce. Deci lucruri majore care să influențeze până la urmă schimbarea vieții în comunitatea pătârlăgeană. În primul rând vom avea în centrul atenției cetățeanul și nevoile sale și există mai multe domenii de intervenție și aici vorbim în primul rând de infrastructură. Infrastructura, să știți că este și infrastructura de drumuri și nu doar infrastructura de drumuri, apă, canal, aici sunt probleme majore, în special în satele componente orașului Pătârlagele. Dacă satul de reședință, sau mă rog, zona de reședință, pentru că oricum Pătârlagele e așa, e o structură administrativă mai ciudată, reprezintă mediul urban. Atunci când a fost înființat în 2004, s-a vorbit despre, în ordine alfabetică, primele din ordine alfabetică au intrat în mediul urban și restul sunt sate componente orașului. Așa se face că sunt localități care se află pe DN10, fiind sate componente orașului și anumite, știu și eu, locuri, zone mai retrase care intră în mediul urban. Dar asta a fost legislația la momentul respectiv. Eu am mai spus-o și repet, a fost o greșeală că am intrat în 2004 și am trecut de la stadiul de așezare rurală la stadiul de așezare urbană, pentru că până la urmă s-au pierdut niște oportunități de finanțare și nu doar că s-au pierdut niște oportunități de finanțare, au crescut și taxe și impozite, chiar dacă am beneficiat într-o anumită măsură și de alte facilități. Dar acum ar fi o altă greșeală dacă noi am propune să trecem la stadiul de comună, pentru că planul ăsta, din Planul Național de Dezvoltare Rurală, care se va transforma și se va numi Planul Național Strategic din 2021, adică programul care finanțează activitățile în mediul rural, va scădea ca și alocare financiară și pur și simplu am intrat într-o concurență cu foarte multe localități din mediul rural care deja au beneficiat de astfel de finanțări. În afară de asta avem și există posibilitatea de a obține și de aici finanțări, fie persoane juridice, adică fermieri sau întreprindere agricole, și mai există și Pătârlagele există și este membru fondator în Asociația Gal Valea Buzăului, care la fel va derula o serie de proiecte și din
alocarea financiară 2021-2027. Dar una peste alta, vedem că totuși banii de la Uniunea Europeană și la Comisia Europeană au crescut, însă programul ăsta pentru mediul rural a scăzut ca alocare financiară. De aceea eu nu sunt de acord să trecem la stadiul de așezare rurală și o să-mi susțin cu toate argumentele acest lucru. Dacă tot am mers pe această cale, haideți să mergem și să accesăm aceste fonduri din programele care se adresează mediului urban. Pentru că sunt foarte multe programe care ar fi putut să fie și accesate și vor putea fi accesate în continuare. Și până la urmă, provocarea cea mai mare este să aduceți localitatea de la stadiul actual la un oraș cu o dezvoltare, cu o ieșire către locuitorii săi, nu să se întoarcă la stadiul de comună. Cu siguranță. Însă, pe partea asta de infrastructură, să știți că de multe ori observăm că există, din punctul meu de vedere, nu știu dacă egoism, dar primarii noștri sunt puțin individualiști. Nu prea vor să se asocieze și să implementeze proiecte comune, dar să știți că ăsta este viitorul și la fel și pe partea asta de infrastructură, asta este propunerea mea și chiar dacă voi ajunge sau chiar dacă nu voi ajunge, voi acționa în acest sens. Trebuie să facem în partea asta de nord-vest a județului Buzău o asociație de dezvoltare intercomunitară care se axeze în primul rând pe accesarea acestor fonduri pentru infrastructură rutieră și nu numai. A existat a fost o încercare acum 2 ani, dar clar că dacă se insistă, se va ajunge și la un astfel de rezultat, pentru că eu așa văd lucrurile, trebuie să cooperăm, da? Nu trebuie să ne concurăm, ci trebuie să cooperăm dacă vrem să implementăm proiecte mari de zeci de milioane de euro și nu să ne mulțumim cu proiecte de câteva zeci de mii de euro sau, în cel mai fericit caz, câteva sute de mii de euro. Pe urmă, există clar că nevoi și în ceea ce privește, știu și eu, sunt aceste servicii medicale și aici oarecum am părerea mea și a noastră este că nu putem intra în concurență cu spitalul din Nehoiu sub nicio formă. Și după cum știți, așteptați un ajutor care poate veni prea târziu și aici vorbim de multe probleme, nu de rea voință, sau să obligați oamenii să meargă până la Nehoiu când, iată, ar putea să beneficieze acolo de un ajutor. Da, dar noi gândim formarea unui centru medical de permanență, nu un spital în sine, pentru că gândiți-vă că în Nehoiu ei se confruntă cu un deficit de medici. Păi dacă un spital cu tradiție până la urmă nu reușește să aducă acești medici, cum credem că am putea noi, de unde să-i aducem? Pentru că până la urmă să știți că în sănătate nu sunt primiți necalificați. În învățământ, din nefericire, au activat și vor activa în continuare și persoane necalificate. În medicină nu se poate acest lucru și sunt sigur că nici Uniunea Europeană, sau prin Comisia Europeană sau Guvernul României nu va finanța un spital nou în condițiile în care există spital la 12 km de Pătârlacele și s-ar putea ca acela să fie modernizat, să fie dotat, să ofere condiții moderne pentru a acorda aceste servicii sanitare, servicii medicale. Noi asta am putea să facem un centru de permanență, să asigurăm acest lucru, pentru că există astfel de servicii de permanență și în comune. Nu știu de ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta și în Pătârlacele, pentru că nu sunt atât de multe orașe în județul ăsta. Însă asta este situația, putem să aducem și să dotăm o serie de cabinete medicale, putem să facem și cabinete medicale școlare, pentru că există în localitate două licee mari, vorbim despre Liceul Teoretic Radu Vlădescu și despre Liceul Tehnologic. Pe partea de asistență socială e clar că și aici trebuie să intervenim destul de rapid, pentru că populația îmbătrânește și există nevoi din
din partea populației. Eu am avut o astfel de experiență mai bine, acum mai bine de 10 ani, când am dezvoltat o serie de proiecte pe servicii sociale, atât pentru copii cât și pentru servicii sociale destinate bătrânilor la domiciliu. Posibil să existe o altă formă, un centru multifuncțional, unde aici să-l gândim și altfel, adică nu doar pentru copii și bătrâni, ci și pentru ajutorarea și încurajarea unor persoane adulte, tineri, în căutarea unor locuri de muncă, de a înființa anumite afaceri și așa mai departe. Adică astfel de centre multifuncționale sunt și vor fi finanțate în continuare de la Uniunea Europeană. Când vorbim despre familie, despre cetățean, despre locuință, aici avem în vedere că clar că trebuie să intervenim și să încurajăm până la urmă și această posibilitate de locuire a tinerilor în localitatea Pătârlagele, pentru că nu există nicio facilitate pentru tineri, nici nu se acordă nici măcar, știu și eu, scutiri de, nu știu, taxe, impozite, sau poate fi gândită altfel dacă legislația nu permite, sau de a fi oferite locuri de casă, nu mai spun locuințe sociale sau blocuri pentru tineri, nu s-au construit în 30 de ani în Pătârlagele. De altfel, nici locuințele de tip bloc din localitatea noastră nu au beneficiat de vreo modernizare și în acest sens putem accesa astfel de fonduri printr-un parteneriat între administrația publică locală, fie Guvernul României, fie Comisia Europeană, deci prin fonduri europene, și clar o asociație de locatari. Fără această asociație de locatari, cine spune că poate să facă ceva, eu spun că este neserios sau chiar sau altfel, n-aș vrea să-l fac mincinos, dar fără o asociație de locatari chiar nu se poate întâmpla și nu se poate face nimic, pentru că pur și simplu vorbim despre persoane fizice și să știți că niciun fond european nu se acordă persoanelor fizice. Deci trebuie să fii persoană juridică și pentru fermieri, cel puțin PFA sau întreprindere individuală. La fel și în astfel de situații trebuie să existe această asociație, să aibă personalitate juridică pentru a-și asuma anumite responsabilități printr-un contract de finanțare. Adică banii ăștia nu sunt, nimeni nu i-are sub teșghea și îi împarte după bunul plac. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb ceva. Vorbeam și în timpul pauzei publicitare. Există vreo posibilitate să-i facem pe mulți tineri care au plecat din Pătârlagele să revină acasă sau măcar să stopăm această plecare a lor? Cred că este dorința mea cea mai mare până la urmă și mai spuneam și o spuneam și cu alte ocazii. Am obiceiul de a întreba elevii, în special în clasele terminale, dacă vor să rămână în România sau dacă vor să plece în străinătate și dacă în urmă cu 15 ani, cred că mai mult de jumătate dintre ei își doreau să plece din România, considerând că doar în afară se pot realiza profesional sau știu și eu și material. Astăzi lucrurile stau altfel, undeva poate, știu și eu, 5-10% dintre ei, sau măcar la nivel de intenție, deci vorbim la nivel de intenție, nimeni nu știe ce se va întâmpla, își spun că și-ar dori să plece în străinătate, ceilalți, undeva la 80-90%, spun că vor să rămână în România, dar dacă îi întrebi, v-ați întoarce în comunitățile voastre, pentru că știm că în Pătârlage sunt vreo 10 localități arondate liceului și spun că nu avem de ce, pentru că nu există nicio oportunitate. Nici de locuire, nici de dezvoltare profesională și atunci e clar că cei mai mulți dintre ei se vor îndrepta către orașele mari. Însă asta este o provocare clar și până la urmă cel mai important lucru este de a încuraja dezvoltarea de mici afaceri, pentru că este foarte greu să spunem că în Pătârlagele vor veni investitori care să creeze mii de locuri de muncă, pentru că nu vor veni cu siguranță din multe puncte de vedere. Legat de infrastructură, de utilități și de forța de muncă. Nu există nici forță de muncă, dar încurajarea unor mici afaceri este până la urmă soluția. De ce n-am putea să încurajăm și să avem 100 de mici afaceri cu 3, 4, 5 angajați și atunci cu siguranță lucrurile ar sta cu totul altfel.
Clar că noi ne-am gândit și la alte forme de, în programul nostru electoral, și mici proiecte punctuale, și culturale, și educative, însă lucrurile vor arăta și vor intra pe făgașul normal dacă vom avea succes. Până la urmă, concetățenii noștri vor decide dacă merităm să avem acest sprijin și să ni se acorde încrederea cuvenită sau nu. Suntem și noi tare curioși ce se va întâmpla. Am stat de vorbă aici în studioul Campus TV de câteva ori. Trebuie să recunosc faptul că sunt oarecum prinsă de aceste proiecte, iar dacă veți reuși să aduceți măcar o mică parte din tinerii plecați înapoi, dacă veți reuși să stopați migrația lor către țările din Uniunea Europeană, eu sunt sigură că veți bifa o mare reușită. Vom vedea ce se va întâmpla aici, doar oamenii din pătârlagele vor decide, însă până în septembrie mai e ceva cale. Eu zic că poate ne vom revedea aici în studioul Campus TV și vom continua prezentarea proiectelor, inițiativa Pătârlagele pentru oamenii din zonă. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară și vă doresc mult succes în ceea ce v-ați propus. Mulțumim frumos! Mulțumim! Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune, seară frumoasă! Vă doresc, la revedere!